Alejandro, Lady Gaga, am avut 9 și 10 minute, vă spunem bună dimineața, bine ați venit la Culinaria. Ei, la Culinaria, ei, da. Noi da. Aici vorbeam despre... În momentul ăsta noi vorbeam despre cum ne făceau părinții, bunicii noștri, pâine prăjită cu margarină și feliuțe de usturoi sau frecată cu usturoi sau, dacă nu era nimic altceva, cu sare și în caz de lux se punea un pic de vegeta da. Pe care o luai de la sârbi, cumva. Pâine cu margarină și un praf de vegeta. Da, dar puțină vegeta. Exact. Venea bunica și zicea, alo... Da. Asta e pentru supe și ciorbe și tocăniță, nu ne nu te faci joc de... Da, să vă explic, situația eu este următoarea. Eu am descoperit în ultima perioadă, oricum, bagheta cu unt și cu sare e sfântă. Dacă deci, găsești și bagheta caldă... Orice pâine cu unt și cu sare... Da. Deci noi tot încercăm să-l ajutăm pe domnul Zafiu să depășească starea momentul bagheta. Handicap în privința bucătăriei. Și am făcut următorul joc astăzi. El o să ne întrebe... ce să gătească în weekend și noi o să spunem. Mă jur că nu ne-a zis până acum, nu ne-a lăsat să ne pregătim nimic. Deci habar n-avem ce vrea să ne întrebe, așa că acum e momentul să ne faci de râs. Deci, fii atent. Ce vrei să gătești? M-am gândit, n-am timp weekendul ăsta, că o să fiu plecat din localitate, ca să spun așa. Da, la iarnă m-a... Dar nu, fiți atenți cum facem. Zi. Săptămâna asta încerc să fac, dacă mă ajutați cu rețeta... Săptămâna viitoare, cea care vine. Zi-mă rețetă. Hai, iar dacă reușesc să mă perfecționez până în toamnă, când revenim cu nouul sezon, ne gătești. În prima zi vin cu chestia aia făcută. Da, sper că o faci atunci. Adică... O fac atunci. Da. Vreau să-mi spuneți cum să fac cea mai tare salată băf din lume. A, n-am făcut în viața mea salată băf, nu știu. Nici eu n-am făcut. Da. Fac ai mei. Păi ce nu, dar stai, salată băf, eu îți trebuie ce știu să spun sigur, e că îți trebuie o oală sub presiune ca să fierb vita. Așa. E foarte important. Și pe urmă ce? Fierb cartofi. Da. Nu pui mazăre. Da. O facem fără mazăre. Ai nevoie de murături de bună calitate să fie de alea tari. Se găsesc robor? Se găsesc în comerț. Așa. În general. Dar trebuie să le testezi înainte să fie tari, să nu fie de alea moi, că dacă smui schimbă consistența și nu e ce trebuie. Deci trebuie gogoșar, castravete și maioneză. Uh-huh. Nu-i mare bătaie de cap să faci o salată băf. Doar că trebuie să... N-are vreo șmecherie, n-are vreo... Adică cum le... Șmecherie de gustibus până la urmă, știi? Și să o faci cum îți place ție, să pui... Că din maioneză o reglezeala e acordul fine maioneza. Unii pun un neac în maioneză, alții îi pun foarte discret. O calibrezi în funcție de gust. Bine. Sau mă ajută Vlad să fac o ciorbă din coadă de vită. Te ajut și eu. Ciorbă din coadă de vită. Deci se prinde o vită. Vlad m-a bătut la cap la un dat. Trebuie să te învăț să dai din senin așa, a venit de nicăieri. Și trebuie să te învăț să faci ciorbă. Da. Okay. Se prinde o vită, îi se taie coada. E unul din felurile mele de mâncare preferate. Ciorbă sau tocană? Ciorbă, nu. Ciorba de... De vită. O să iasă destul de grasă. Dar la fel este cel mai bine. Adică ți-ar trebui o oală sub presiune. Vezi că există. Vezi, m-am orientat pe o oală sub presiune. Moment. Sună de 4 tu ai făcut ciorbă? Da. Da, am făcut ultima dată. Am făcut numai tocană din cos de vită, pentru că mi se pare că e prea grasă pentru ciorbă. Dar întrebarea este, la ciorbă, la fel ca la tocană, o rumenești la cuptor înainte sau o pui la fier? Eu o rumenesc un pic înainte. Eu o rumenesc un pic înainte. Dar ca să scapi de povestea asta cu grăsimea, faci așa, adică după ce ai făcut, după ce ai fiert, poți să o faci în două etape. Deci după ce ai fiert-o, o lași să răcească și o lași peste noapte în frigider. Și dimineața o scoți și are o crustă de grăsime deasupra. Și mai elimini din grăsimea aia. Ăla e seu. Da. Adică ăla e greu de mâncat și în felul ăsta îți rămâne fondul... supa de vită, cum ar veni. Da, da. De vită. Practic, se ia carnea de vită, se rumenește puțin înainte. Poți să faci asta în aceeași cratiță, în aceeași oală sub presiune zaf. Uh-huh. O rumenești un pic sau poți să o pui la cuptor pe o tavă, pe o hârtie de copt, numai să prindă culoare. Înțelegi? Uh-huh. Că în felul ăsta îi dai mai multă aromă, se caramelizează. Și în rest, la fel ca orice ciorbă. Dacă vrei să fii șmecher, faci la început ceea ce se cheamă în Italia un sofrito. Adică tai ceapă și morcov. Așa. Morcov și tulpină de țelină. În România se face și asta le călești un pic înainte. Și după aia încep să adaugi lucrurile. În România nu prea se folosește modelul ăsta sau nu se folosește tulpină de țelină atât de mult și atunci poți pur și simplu, după ce ai fiert cozile de vită și ai scos grăsimea aia care e atât de multă,
fierbi în fondul ăla, împreună cu carnea, legumele pe care le-ai tăiat înainte. Poți să le tai mai mici sau mai mari, cum îți plac ție. Dar întotdeauna trebuie să ai ceapă, să ai cartofi, să ai morcov, albitură, să ai țelină, da, albitură, rădăcină. Asta se folosește în România. Pătrunjel. Și borș. Mult te duci în piață și îți cumperi borș gata făcut, dar vezi cât de acru e și ăla se gustă. Deci, la sfârșit, când pui cartofii, ăia pui ultimii, când pui cartofii, pui și borșul, ca să nu-ți se fărâme cartofii, că rămân, dacă pui și borșul, ăsta e un secret pe care l-am învățat de la mama mea, îți rămân în forma corectă. Și gust și tu, vezi cât de acru îți place. Și la final, final de tot, leuștean. Mult. Da, și acum e sezon, se găsește leuștean din belșug peste tot. Este foarte bine. Când îți cumperi oală sub presiune, vezi tu să fie vreo 4 litri. Adică vezi că sunt unii vând în glumă chestii de 1 litru, 2 litri, n-ai ce face cu aia, că oala sub presiune e ca să mai mare, clar. Nu prea merge să faci tocană în oala sub presiune, am încercat eu de mai multe ori și practic are totul înăuntru. Și poți în loc de borș să folosești... Cozile, și cozile de vită, scuze-mă, doar asta spun, dacă vrei să-ți fie... Poți să faci la final, deci înainte să pui la frigider fondul ăla de coz de vită, poți să scoți cozile, ele s-au fiert, cam o oră trebuie să le fierb, 40 de minute, nu mai mult, că se fărâmă cu totul, și după ce s-au răcit, le scoți carnea, ca să elimini osul. Sau dacă vrei, le lași cu totul. Nu e, mie îmi place cos. Bun. Osul. E foarte simplu de făcut, foarte bună, foarte hrănitoare, numai coadă de vită să găsești. Dar știu și un loc unde se găsesc coadă bună. Da? Păi da, sunt câteva locuri unde rezolvi. Eu când găsesc coadă de vită, iau mai mult, le fac pachete și le bag la congelator. Și după aia mai fac o tocană sau o ciorbă. Nu, îți dau eu pont, în București găsești în 80% din cazuri acolo. Iar tocana, ce să spun, este nebunie. Adică, da. Așa, mai zic, că mai vrei să mai gătești așa? Nu, asta e suficient. O să mă orientez, o să mai caut, poate pe la mama, să văd cu salata aia beau și să... Cu ciorba e perfect. Iar undeva în toamnă vă surprind, ori vin cu ciorbă la radio, ori cu salata. Da. Ia și pe salată. Eu vreau o ciorbă, dacă s-ar putea. Ea, bine. Dar trebuie să înveți să faci mămăligă, aici e complicat cu tine. Băi, mămăligă, știu, m-am încurcat Moise. Asta ai zis și data trecută. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.